Bună seara, dragi prieteni! La o nouă ediție a emisiunii Forum IT vom discuta despre piața muncii. Cum este ea sau cum va fi influențată de tehnologie în anii care vin. Cu sau fără pandemie, multe schimbări se petrec sub ochii noștri. Este foarte clar că în aripa cea mai vizibilă a activității noastre zilnice, adică cea de muncă, pentru că sigur petrece mai mult timp cu munca decât cu familia, începem să observăm cum lucrăm mai mult la distanță, angajatorii sunt mai atenți la activitățile pe care le fac angajații lor, scade numărul de ore lucrate pe zi, crește grija pentru sănătatea angajatului mai experimentat, crește interesul pentru oamenii de risc, puși în poziții cheie, practic tuturor managerilor de resurse umane le este frică să se apropie de ei pentru că ar fi o catastrofă ca în această perioadă să le plece, oameni cheie. Iar afacerile virează de la eficiență, cum am fost noi obișnuiți să ne gândim la antreprenori, la reziliență, la a rezista în fața vicisitudinilor timpului. Așa că am zis să invităm pentru dumneavoastră, la Canal 33 România, doi experți pe domenii care ne ajută să găsim soluții pentru viitor, pentru această piață a muncii aflată în schimbare. O piață a muncii care nu va însemna în viitor mai multe locuri de muncă, ci mai mulți freelanceri. Deci să-i salutăm pentru că au venit la noi și le mulțumim pentru aceasta, pe domnul Bogdan Ivașcu, Country Manager la ASUS România. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc că ați revenit. Și pe Cristi Cuciureanu, vicepreședintele Asociației Tine de Succes și trainer de antreprenoriat. La fel, mulțumesc că ai revenit la noi. Mulțumim foarte mult pentru invitație și bine v-am regăsit, telespectatorii Canalului 33. Și încep cu tine, Cristi, pentru că tinerii sau ar trebui să fie prioritatea noastră a tuturor. Ce-ți fac tinerii de succes? Îmi place foarte mult modificarea pe care ai făcut-o. Sigur. Ar trebui să fie. Și asta este întrebarea pe care o pun întotdeauna. Care e cea mai importantă persoană din viața ta? Tinerii spun mamă, tată. Părinții spun copilul. Și atunci întrebarea mea și în calitate de coach, și ce faci pentru asta? Și atunci una din problemele care sunt cele mai delicate la momentul de față sunt legate, îi asigur un viitor. Aha. Perfect! Dar cine așteaptă în viitor? Ce vrea el pentru viitor? Și atunci el vrea să fie învățat sau vrea să fie educat? Educația înseamnă transfer de experiență, învățătura înseamnă transfer de cunoștințe. Și la un moment dat ne întrebăm, da, experiențele vechi mai funcționează pentru prezent sau pentru viitor? Și atunci, dacă vrem ca și copiii noștri să fie fericiți, da? Oare cine ar trebui să uite în viitor de ce îi așteaptă? Și cum ar trebui ei să fie pregătiți pentru viitorul care îi așteaptă și care de cele mai multe ori nu știm cum arată. Și atunci ceea ce ne-am propus noi și această întâlnire pe care Cătălin a inițiat-o este extraordinară, pentru că eu în calitate de tânăr de succes mă întâlnesc cu o persoană, un profesionist cu experiență care are posibilitatea să fie un mentor pentru mine ca tânăr de succes, ca să-mi arate ce mă așteaptă după ce eu termin cu învățatul. Da, frumos zis. În timp ce Cristian Cuciureanu are experiență de 23 de ani, peste 200 de ani în antreprenoriat, Bogdan e tânăr, country manager la ASUS România, dar cu 15 ani de experiență în domeniu și acum la divizia de sisteme, la reprezentanța ASUS din România. De ce am mers pe această idee că tehnologia trebuie să fie un punct focal? Normal că am tendința să englezesc foarte multe lucruri ca toți românii, nu? Prea multă... E domeniu, IT-ul, exact, focal point, but, da, revenim la română, punct focal, adică punctul de interes maxim ar trebui să fie ce Dumnezeu le facem noi cu tehnologia, pentru că ea schimbă, iată, piețele. Se vede foarte clar că sunt multe țări, Norvegia este un exemplu, care deja au schimbat abordarea în privința educației copiilor. Îi îndreaptă spre tehnologie și spre învățatul de acasă și nu învață orice, învață ce vor. Cum vede o companie de tehnologie problema educației către tehnologie? Că, de fapt, pentru noi asta înseamnă formarea piețelor, nu?
Da, se poate spune despre așa ceva, că, mă rog, copiii de azi sunt probabil cumpărătorii de mâine sau consumatorii de mâine, însă, dincolo de aceasta, digitalizarea este un fenomen care, pe care îl privim de ceva timp, probabil, nu știu, 10-20 de ani, sau poate chiar mai bine, și este o nouă revoluție, așa cum am avut parte de revoluția industrială, am avut parte de revoluția creată de tipar, acum avem parte de revoluția creată de digitalizare și vrem, nu vrem, sau mai puțin sau mai mult în viața noastră, această digitalizare intră. Fie că este vorba de învățământ, fie că este vorba de activitățile pe care le desfășurăm. Chiar urmăream o emisiune în care se făcea o statistică a locurilor de muncă care vor dispărea în următorii ani datorită digitalizării și automatizării. Este o realitate, nu știu dacă ar trebui neapărat să ne sperie acest lucru, pentru că de obicei revoluțiile de tipul acesta au creat noi oportunități și cu siguranță orice părinte, orice, probabil și orice tânăr cu un pic de orientare își dă seama că este calea pe care trebuie să meargă, în cea de digitalizare, de aceea probabil și orientarea Norvegiei în acest sens, de a asigura cel puțin o bază tehnică pentru viitorii angajați. Restul, baza educațională, rămân încă la preferințele fiecăruia. Adică mă refer, să spunem așa, curriculum larg de cunoștințe, dar cerințe tehnice pentru fiecare există. Este, cred că este un principiu care se conturează nou în societate, principiul de a guverna sau a conduce societatea pe baza digitalizării. Și atunci, cu siguranță, este un aspect foarte important de la nivel individual la nivel social. Noi, ca și companie, da, pentru noi este o provocare, pentru că scara la care s-a ajuns cu această automatizare, cerințele care sunt în creștere tot timpul, pun presiune pe orice departament de cercetare al oricărei companii din domeniu. Și da, putem spune că de la an la an avem noi standarde de performanță, noi standarde de automatizare, de miniaturizare a dispozitivelor. Da, este un permanent challenge, ca să spun așa, în zona aceasta și cred că până acum, cel puțin, am reușit să facem față cerințelor. În timp ce unele meserii se vede cu ochiul liber că încep să se diminueze ca importanță și penetrabilitate a să spunem tehnologiilor mai puțin înalte. Da? Nu vorbim de laptopuri în agricultură decât într-o anumită măsură destul de mică, în România cel puțin. Vorbim în acum România, despre da. Țara noastră. Da? Am dat un exemplu, agricultura. Dar și poștașii s-au cam risipit la noi, însă da? Față de restul lumii, poștașul încă mai merge și pune în cutia poștală unele lucruri. Sunt însă o mulțime de ramuri în care se vede că intrarea tehnologiei de vârf va transforma acele slujbe, pe unele le va elimina, altele vor deveni extraordinar de căutate. Dau un exemplu, dacă în imaginile noastre ați observat domeniul medicinei, care să spunem că este de vârf, da? Să reușești să faci acum operații de la distanță, deci chirurgie de la distanță, este un domeniu de top, în care sper eu și românii să aibă rezultate. Poate nu sunt mulți români în acest domeniu, dar în materie de content creation, de creare de conținut pentru internet, eu cred că românii deja dau pe afară, cu ghilimele de rigoare, pentru că, uite, Cristi are exemple între tinerii lor de la Asociația Tineri de Succes. Sunt cam, care este ponderea acestor tineri interesați de IT, de creare de conținut, de lucru cu internetul, cu online-ul, în asociația voastră? Deci, noi ce am căutat tot timpul să le arătăm cum poți să transformi un hobby, o activitate care îți face plăcere, într-o activitate care poate fi generatoare de venituri. Și ați atins aici acest subiect al meseriilor sau profesiilor care vor dispare sau care vor apare. Problema care se pune, pe care noi o promovăm încă din 2011, când am început să activăm și ține cont de o propunere a Uniunii Europene din 2006, și anume faptul că ar trebui să ne orientăm nu către profesii, ci către competențe. Din cauza asta, mesajul nostru, un tiner de succes, este performanță prin competențe.
De ce competențe? Pentru că, așa cum ai sesizat foarte bine, anumite profesii în diverse sectoare de activitate încep să devină mai puțin cerute. Și atunci este foarte puțin probabil că o persoană care are competență într-o profesie să poată să fie folosit în timpul care îi rămâne la dispoziție ca să facă altceva. Și aici, tocmai pentru că ai atins acest subiect legat de content, noi în tineri de succes îi împărțim pe tineri după ce îi testăm pe diverse aptitudini care le determină lor ceva care le place să facă. Dar el, chiar dacă e în departamentul de HR, care este în departamentul de publicitate, de marketing, care este în departamentul de management, el este obligat să facă postări. De ce? Pentru că indiferent ce poziție vei avea tu, datorită dezvoltării, digitalizării de care ai menționat foarte bine, tu vei fi obligat să știi să comunici într-un mod cât mai corect, cât mai eficient, în formatul care se cere. Și atunci, evită să fii doar un hobby faptul că tu ești pe Facebook sau pe Instagram. Fă din această prezență un hobby profesionist. Și în momentul ăla tu îți oferi posibilitatea ca să ai o competență care poate fi transformată oricând în ceea ce se cheamă o profesie de copywriter, dar nici un copywriter nu face doar copywriting. Da? Deci e foarte bună profesia pe care ai lansat-o, dar noi mergem, hai să formăm mai multe competențe, pentru că așa cum spuneau cei de la statistici, că în 10 ani de zile 85 de profesii vor fi dintre cele care nu există acum, înseamnă că te vor folosi pe tine mai mult ca și competențe soft și ei se vor obliga să-ți dezvolte pe cele hard corespunzător cu situația reală care se întâmplă acum. La facultate noi învățăm lucruri și aici cer iertare dacă deranjez pe cineva, dar trebuie să privim cu realism că se învață lucruri de acum 5, 10, 15 ani de zile. Nu e în toate la fel, dar în mare parte așa e. Și atunci când tânărul iese de pe băncile școlii, oare ce cunoștințe are aplicabile într-un mediu care între timp a dezvoltat exploziv? Acum, mai e un aspect. Pentru a avea acces la online și a putea să realizeze opere, să le numim, da? Să se obișnuiască cu ideea că acel creator de conținut creează niște opere, pentru că acestea poartă după aia drepturi de autor, etc. Uh-huh. Și e bine să știți că astea aduc bani. El are nevoie de tehnologie, are nevoie de o infrastructură. Are nevoie de infrastructura de comunicații, adică o legătură la internet foarte bună, broadband, etc., și de dispozitivele pe care să lucreze, adică un PC, un laptop, un ecran foarte bun, de anumite performanțe. Ideea este, oare câți dintre tinerii României au făcut performanță în ultimii ani pe creare de conținut cu niște tehnologii destul de vechi? Unde suntem la nivel de penetrarea ultimelor tehnologii în materie de hardware pe PC-uri, laptopuri, ecrane, etc.? Chiar la... Că telefoane, iertați-mă, avem. Da, telefoane are toată lumea. Da. Pentru crearea de conținut, cred că mai greu lucrezi pe telefon. Chiar mă gândeam la... Când puneam un pic problema tu, chiar mă gândeam că noi în România avem... Mă gândeam acum cât de multe produse avem în zona asta de performanță dusă la extrem. Și gândindu-mă, numai în zona de ROG, cred că avem cel puțin vreo 9 serii de produse. Asta ce înseamnă? Nu neapărat că am putut noi să le facem sau că le facem noi, dar faptul că le avem în România arată și apetența, ca să spun, apetența a publicului. Și putem face și o clasificare și pe vârste și pe tot. Da, ponderea mare este, într-adevăr, sunt tinerii sub 40 de ani, să spunem așa, o gamă mai largă, ceea ce vine cumva să răspundă întrebării tale. Eu cred că cel puțin în România apetența pentru tehnologie și aplicarea ei este foarte mare. Este foarte mare. De curând, și spun asta pentru că de curând am adus o gamă de produse, am încercat să spunem, să vedem cât de mult este apreciată Studio Book, destinată profesioniștilor, creatorilor de conținut. Desigur, mai puține produse,
specificații foarte, foarte mari, gen, nu știu, 128 memorie RAM, 128 de giga memorie RAM, este ceva ce până acum nu mai încercasem să pun la dispoziția publicului larg. Desigur, ele pot fi cerute, o cerere punctuală de la o anumită firmă sau așa mai, și se pot aduce, dar nu am adus să punem la dispoziția publicului larg, să vedem, domne, există cerere pentru așa ceva sau nu. Și am fost surprinși în 2 ani de zile să constatăm că da, există o cerere pe această zonă și sunt mulți ceea ce se numesc freelanceri în domeniul ăsta care știu ce să facă cu acele produse și chiar le doresc și au cerințe clare. Deci aș spune eu că deja oricum este un fapt constatat că românii au abilități în zona de software, suntem foarte căutați pentru programare, pentru, cred că e o chestie mai mult și de pasiune și de, adică cum spunea și Cristi, probabil pregătirea formală nu a ajutat foarte mult, dar pasiunea cu care lumea a căutat produse și le-a dezvoltat și a căutat să facă ceva cu ele, cred că a bătut la un moment dat pregătirea formală și de-aia probabil ne aflăm în situația asta. Desigur, e și o componentă financiară aici care atrage un pic... Da, dar iată că mai vin și valuri ale vremurilor, da? Da, care da, te împing da. Efectiv către a achiziționa ceva mai performant, mai bun. Deja imaginea angajatului cu laptopul sub braț sau, mă rog, cu gentuță pe umăr, a devenit rutină chiar și pe meleagurile noastre. Din ce în ce mai mulți români mergi pe stradă și vezi frumos laptopul, ceea ce înseamnă că a crescut mult ponderea celor care lucrează de la distanță. Da, da, și aș mai sublinia faptul că comparativ cu alte țări, iarăși suntem recunoscuți ca fiind niște oameni care vorbesc destul de ușor engleză sau pot înțelege. Are legătură un pic și cu pasiunea asta pentru IT. Cred că este unul din canalele pe care noi am învățat așa, să spunem așa, în mare engleza. Da, lucrurile cam aici bat toate informațiile așa. Mai este o zonă la care ar trebui să fim un pic mai atenți, cea a vânzărilor, efectiv. În momentul în care în lume se dezvoltă tehnologii de livrări cu drona, nu știu unde se află România în zona asta. Însă vendorul va rămâne vendor. Agentul de vânzări va rămâne agent de vânzări. Însă nu va mai putea fi chiar oricine agent de vânzări. Cristi, tinerii tăi te întreabă și despre astfel de oportunități de business. Doamne, dacă vreau să-mi deschid, mi-ai povestit la un moment dat, o firmă de curierat, de nu știu ce, să duc, să livrez, da? El trebuie să se obișnuiască cu o anumită infrastructură tehnologică, de la POS portabil până la tot felul de mini-printere ca să poată să-i dea bonul fiscal clientului. Da, la capitolul ăsta... Există apetență. Ceea ce pot să-ți spun că este cel mai nedorit loc. Cea mai dintre poziție, cea care să fie de vânzător. Cea de livrator, da. Pentru că ori mă plimb cu bicicleta, ori cu scooter, ori cu mașina, pentru mine se-au plăcut și dacă mai câștig și bani din asta, da. Și nu trebuie să gândesc prea mult. Și nu trebuie să vorbesc cu oameni și nu trebuie să-i conving. De ce? Pentru că i-au cumpărat deja în sistemul online. Deci aici, părerea mea este că se va face o diferențiere foarte mare și va veni foarte mult în sprijinul firmelor, cel puțin a departamentelor de vânzări. Eu, fiind o persoană care a lucrat 25 de ani în vânzări la cel mai înalt nivel, pot să spun că cea mai mare problemă era ca să determine o persoană cu studii superioare să aibă o carieră în vânzări. Chiar și în managementul de vânzări. De ce? Pentru că în România se considera că cel care lucrează în vânzări e vânzător. Și acea idee despre vânzător era vânzătorul de la alimentară care nu-i permitea să ia pui, să ia zahăr și ulei când trebuie și el cu studii superioare nu le avea și vânzătorul ăla. Deci această ocupație în vânzări a fost cea mai mare problemă pentru a putea promova. Pentru că întrebarea care li se punea acasă tinerilor după ce se întorceau de la un interviu, maică, dar ceva de muncă nu ți-ai găsit. Sunt numeroși experți internaționali care avertizează că în viitor vor fi din ce în ce mai puține slujbe sub acoperișul de slujbă și din ce în ce mai mulți freelanceri, oameni care vor trebui să își vândă propriile servicii. Pentru asta au nevoie de alfabetizare digitală, pentru asta au nevoie de knowledge, de cunoaștere în mediul online, pentru asta au nevoie de învățare anumitor tehnici de
vânzări și chiar de marketing. Pentru că dacă ești singur, trebuie să știi să-ți faci un pic de imagine. Da. Competiția este acerbă în materie de tehnologii care să îi ajute pe cei care vor să vireze către meseriile viitorului. În industria alimentară încep să apară enorm de multe procese automatizate. Cei care caută acum forță de muncă, vorbesc de producători, distribuitori, au nevoie de personal mai puțin necalificat și cu anumite cunoștințe despre tehnologiile folosite, acele benzi rulante, conveiere enorme, da? În educație chiar, fără limbi străine, nu prea mai știi încotro să iei, pentru că noi toți românii ne plângem că sistemul nostru este încă anchilozat și că nu este adaptat piețelor internaționale. În alte spații se vorbește despre folosirea tehnologiilor virtuale pentru învățământ. La noi au fost prezentate doar așa, cu titlul de curiozitate. Cei care produc tehnologie informatică sau tehnologii informatice, când creează orice tehnologie, se adresează numai unei zone de top de cumpărători pentru că au bani și pentru că e acolo adicția foarte mare, dependența, cum ar fi gamingul? Sau aveți și divizii care se duc către industrii precum cea alimentară sau către sisteme precum cel de sănătate? În ceea ce privește ASUS, da, există o împărțire pe, să spunem, pe cerințe specifice legate de anumite piețe. Da, avem gaming-ul prin care suntem recunoscuți, dar mai avem și o zonă de produse destinate firmelor și, să spunem, cerințelor corporei de securitate, de automatizare, management a rețelelor de calculatoare. Da, avem acolo produse special concepute pentru așa ceva și, în principiu, acolo unde se poate identifica o cerere clară de specificații și de cerințe, să spunem, particulare, da, încercăm să creăm un produs în zona respectivă și cam ăsta a fost, să spunem, mersul lucrurilor în companie. Și există produse dedicate, nu știu, bankingului, produse dedicate, da, până la urmă și industriei de industrie alimentare, cred că avem ceva și în zona respectivă, dar da, avem produse puse un pic pe fiecare segment. Am întrebat asta pentru că cu 10-15 ani în urmă erau producători absolut nișați pentru o anumită industrie, știai că găsești acel dispozitiv numai la brandul cutare. În competiția dumneavoastră sunt absolut convins că și Lenovo, Samsung, Dell, HP-ul creează anumite produse pentru anumite nișe. Dar continuăm discuția după o scurtă pauză publicitară. Ne-am întors în platourile canalului 33 România la emisiunea Forum IT, în discuție cu Bogdan Ivașcu, Country Manager la ASUS România, și cu Cristian Cuciureanu, vicepreședinte al Asociației Tinerilor de Succes. Discutăm despre meseriile viitorului și modul în care le îmbrățișează tehnologia. Vom fi capabili să ne creștem generațiile următoare cu multă cunoaștere despre digitalizare, despre online, despre penetrarea piețelor internaționale? Nu știu. Depinde de tehnologie sau depinde de noi? Depinde de modul în care ne învață școala sau de modul în care știm noi să ne învățăm pe noi? Cred eu că subiectul la care ar trebui să facem referire acum este cine pe cine învață. Și avem și telespectatori de luat de pe Zoom. Încerc să creez acel spațiu să poată și ei să pună întrebări, dar întreb pe Cristi dacă învățarea aceasta de long life education, de toată viața, da? Este un concept care în lume este foarte discutat și mulți l-au îmbrățișat. În România, mai subțire. Ce faceți voi la asociație? Vorbiți despre asta, despre faptul că trebuie să fii un învățăcel perpetu și să te autoeduci, sau se pune în continuare accentul pe școala românească? Noi, de când am înființat Asociația Tineri de Succes, am mers pe această cale a complementarități. De ce? Pentru că așa, ca ONG, noi am identificat care sunt elementele care lipsesc în momentul de față tinerilor
pentru o integrare rapidă, ușoară pe piața muncii. Și mi-aduc aminte că la primele traininguri care le țineam prin 2000, aveam două categorii de persoane. Erau unii care erau cu foarte multă experiență în pragul pensiei sau pensionari și alții care erau încă studenți sau proaspăt absolvenți. Și ceea ce le spuneam era: ambele categorii sunteți cu handicap. La care se supărau foarte mult și spuneam: care e handicapul? Și spuneam: handicapul este experiența. Voi aveți experiență care e foarte greu de schimbat, pentru că sunteți foarte greu de învățat, pentru că aveți experiență de succes și considerați că tot aceste experiențe sunt valabile și acum, iar voi, tinerii, n-aveți experiență. Și atunci, ce ne-am gândit noi la tineri de succes? Hai să le oferim accesul tinerilor la experiență. Și altfel noi invităm persoane cu experiență, mentori, care se întâlnească cu tinerii și ei să vadă în același timp ce anume au, nu de învățat, de format, ca și competențe, pentru că ajungă cât mai repede și cât mai ușor la nivelul acelei persoane care este mentor pentru ei. Și în felul ăsta ce facem? Noi scurt-circuităm procesul de învățare ca el să-și poată alege prin testare, evaluare și orientare cât mai aproape domeniul profesional, competențele necesare și pe acelea pe care le consideră că se apropie cel mai mult de ceea ce le place, de hobby, pe acelea să-și dezvolte competențe experiențiale și să vină în tineri de succes sau în companiile cu care colaborăm și să se dezvolte. Așa fel încât el, atunci când termină sistemul de învățământ, el deja să-și poată alege la ce companie, pentru că deja el a experimentat acest lucru. Și asta le spunem și companiilor: voi îți veți atrage pe tinerii cei mai buni dacă veți fi capabili să vă cunoașteți înainte ca ei să termine studiile. În momentul în care au terminat studiile, și aici procesul e foarte simplu, ai făcut o facultate, 90% fac un master în același loc, chiar dacă ei n-au nicio treabă cu domeniul respectiv. Ca urmare au făcut și masterul, sunt tobă sau diplomați în ceea ce știu, dar nu știu să fac. Și atunci, dacă există această cunoaștere între companie și tineri, ei au posibilitatea să ajungă, în momentul în care au finalizat studiile, pregătiți să facă ce? Performanță în compania respectivă. Și este cu totul și totul altceva. Iar timpul alocat pentru a ajunge la succes, la performanță, se diminuează foarte mult. Da, acum vezi, într-o companie, da, tinerii și adulții pot să facă performanță. Ce faci cu copiii care au și ei nevoie de performanță la școală? Perioada pandemică i-a obosit și pe copii și pe părinți deopotrivă. Aici ai o problemă. De ce? Pentru că ideea e așa. Foarte multe familii aveau un PC, să zicem. Mai puține decât marea masă a PC-urilor erau laptopurile. Și mai puține erau laptopurile de un kilogram, un kilogram jumate. Ca să pui un copil să se care cu laptopul, nu e așa o chestie simplă. Mulți s-au orientat spre tablete, alții au rămas la nivelul telefonului. Pe unde ne aflăm în materie de utilizare a acestor dispozitive diferite? Deci, PC, unde este ponderea laptopurilor față de telefoane și tablete? Din punctul ăsta de vedere, nu putem decât să remarcăm că pandemia a adus un pic atenția asupra produselor, să spunem, din gama asta a IT, a PC-urilor, pentru că nimeni nu băga de seama, avea un PC în casă, e și el pe acolo, îl folosim, nu-l folosim. Acum, fiind vorba de utilizare continuă, lumea își pune problema, dar cât ține bateria, dar oare pot să-l stau și în cealaltă cameră, dar oare are un modul wireless ca să nu mai stau să mă conectez cu cablu și așa mai departe. De aceea cred că abia acum anumite produse sau produsele în sine au fost un pic verificate în amănunt de clienți și da, sunt cerințe clare în direcția asta și oamenii au venit cu cerințe mult mai clare să cumpere. Vreau un laptop ușor, pentru că mă plimb foarte des cu el prin toate camerele și nu pot să-l car după mine tot timpul. Vreau unul care să aibă autonomie a bateriei foarte mare.
Din punctul ăsta de vedere, da, pandemia a ajutat la o cristalizare a cerințelor și a o conștientizare a lor până la urmă, pentru că produsele erau acolo. Dar toată lumea zicea, până la urmă, un PC e un PC, acum, da, că o fi laptop, că o fi calculatorul, îi vedea, eu îl iau și mai văd eu ce fac cu el. Adică oamenii nu sunt, de fapt, conștienți ce să ia cel mai bun de la un dispozitiv, de la o anumită tehnologie. Deci oamenii nu stau să se gândească foarte mult. Probabil nu s-au preocupat ca acum. Deci fiecare luat în particular așa, da, cred că știe să aleagă să ce și-ar dori mai mult, unul mai mic, unul mai mare și așa mai departe. Dar acum a fost o preocupare deosebită și ca să răspund și la întrebarea ta, piața de laptopuri este mult mai mare de piața de PC-uri. Piața de PC-uri clasice, desktop-uri, e, să spun așa, ușoară scădere de ceva timp. Și cred că pentru prima dată la nivel mondial, dacă nu mă înșel, inversarea, să spunem, ponderilor s-a produs, cred că prin 2010, 2011, 2012, ceva de genul ăsta. Atunci, în România va mai dăinui, pentru România, că la nivel mondial, în România ai sistemul public care nu lucrează pe laptopuri decât la nivel de top management, și acolo, la directorii. Și acolo în rest, PC-ul de când cu bunica. Și acolo se văd schimbări, tocmai în ideea asta, și cred că vom asista la schimbări de genul acesta. E oarecum forțat de context, tendința e forțată de context. Dar da, este o tendință clară spre laptopuri, spre portabilitate, spre laptopuri ușoare, autonomie cât mai bună, ceva compact, ceva care să ofere cât mai multe beneficii, adică vorbim de margini subțiri, ecranul cât mai mare, sunt lucruri care poate ar fi niște detalii despre un dispozitiv. Până la urmă îl deschizi, te uiți la el și faci treaba cu el. Dar în cele din urmă, după ce îl deschizi 8 ore pe zi de 5 zile pe săptămână, te gândești că, într-adevăr, un ecran cu o acoperire mai bună, o baterie, parcă ar face diferența. Dar știați că sunt centre, asocieri, nu le zic asociații, pentru că sunt multe forme de asociere, care încearcă să-i aducă inclusiv pe copiii cu handicap în fața unor dispozitive tehnologice, tocmai ca să-i ajute să se integreze într-o anumită măsură în societatea noastră. Da. Un astfel de exemplu este centrul LearnX de la Brașov, care mi-a transmis o informație, undeva în luna mai va dezvolta un concurs pe zona de IT pentru toți copiii României, dar bineînțeles focalizat pe tehnologii de vârf. Păi, cum să mă gândesc eu la copilași cu anumite deficiențe, că pot să care după ei un laptop, să zic, de 5 kg sau de 3,5, poftim, ca să nu fiu rău, da? Când, dacă nu se găsesc sponsor, nu se găsesc asociații care să stârnească mediul și să obțină sponsorizări, măcar pentru 1, 2, 3 premii, da? Pentru aceste vârfuri, acești copii de top, ei nu se vor putea dezvolta altfel. Adică cineva trebuie să facă acești pași. Deci LearnX ne-a transmis această informație. Așteptăm mai multe date la noastră. Nu v-am putut prelua prin Zoom. Ne pare rău. Tehnologia vă joacă feste. Nu nouă. Canal 33 are semnalul foarte bun. Aici este un subiect foarte interesant, Cătălin, pentru că odată cu această evoluție a tehnologiei, părerea mea este că va fi o întoarcere înapoi din punct de vedere al segmentării populației. Dacă acum în lume sunt țări bogate și țări sărace, acum vor fi populații bogate și populații sărace din perspectiva informației, accesului la informație. Pentru că sub nicio formă, acea tabletă care a început să fie distribuită în mod gratuit în cadrul școlilor, nu va putea să facă aceleași performanțe pe care le face cel de la oraș, care are, apropo, acel laptop performant, care îi permite un acces rapid, ușor, la toată informația, la tot felul de programe care să îi dea posibilitatea să creeze, să genereze acel content de valoare. Și atunci, într-adevăr, ce ziceam de handicapul anterior legat de experiență, acum va fi un handicap de acces la tehnologie și prin tehnologie accesul la informație, prin informație accesul la competențe. Nu puteți să aibă competențe cel de la țară care lucrează pe tabletă, care când îi pică, când nu îi pică, sau are sau nu are semnal, da? Cu cel care are, deci, o altă categorie de, nu zic gadget-uri, ci de tehnologie și care poate să facă lucrurile foarte mult ușurință. Și vă dau un exemplu foarte simplu, eu, da?
când eram la țară și trebuia să fac un material, mi-a luat o zi, în timp ce atunci când eram la București mi-a luat o oră. Deci cam asta va fi diferența. Diferențele vor crește în materie de viitor și de meserie ale viitorilor. Sunt patru piloni, așa spun experții, da? Pe care trebuie să îi avem în vedere când ne gândim la ce Dumnezeu vom face cu copiii noștri, cu tinerii noștri, chiar și adulții și generația mea. Faptul că we are going remote, deci ne ducem din ce în ce mai mult pe muncă și activități de la distanță la care ai nevoie de infrastructură internet. Apoi faptul că transformarea digitală începe să intre în niște domenii la care nu s-a așteptat nimeni acum 10 ani sau poate chiar 5. Apoi faptul că milenialii iau cu jap ca tot, pentru că ei s-au născut deja cu tableta în brațe. Milenialii sunt această generație care s-a născut în mijlocul tehnologiilor, cu telefonul mobil lângă, da? Ei sunt deja adaptați la utilizarea tehnologiei. Și în ultimul rând, nevoia de scalabilitate a forței de muncă per companie, pentru că iată ce s-a întâmplat în pandemie. Brusc, unii s-au pomenit că au prea mulți angajați, nu se pot descurca cu ei pentru că nu mai sunt venituri, nu știu ce. Alții s-au pomenit că au prea puțin, vezi, companiile de distribuție și de livrări, care au avut brusc nevoie de foarte mulți angajați, la care să știe și să apese 3 butoane. Cum se poziționează producătorii de tehnologie în aceste vremuri vis-a-vis de acești piloni? Care e viziunea dumneavoastră în materie de a le ușura locuitorilor planetei Pământ accesul la muncă la distanță și respectiv ce faceți voi ONG-urile de profil când vine vorba de învățământ către antreprenoriat? Că învățământul vocațional în România puse și se canduse, acum în ultimii ani a început iar să mai dea așa niște muguri. Care vocație? Pentru că vocația există doar de când e descoperită. Deci, tehnologie. Da, din către ce vă duce? Dați din casă. Hai. Dacă aș fi să identific foarte clar așa tendința este clar. Adică cerințele sunt clar în zona respectivă și faptul că spre exemplu, ceea ce acum 5 ani sau poate, nu știu, câțiva ani, hai să spun câțiva ani, foloseam în zone foarte înguste, adică cerințe foarte specifice, mă refer, nu știu, o serie de procesoare care erau folosite doar pentru servere. Dau un exemplu. Acum ele ajung să fie puse în produse de produse destinate publicului larg. Este o tendință, adică se observă clar lucrul acesta. Iarăși, vorbim de gaming, că tot vorbeam de gaming. Faptul că gamingul ia amploarea asta este un efect secundar al digitalizării. Normal, dacă toată lumea începe și folosește, toată lumea devine familiară, ba cu aplicația, ba cu dispozitivul, ba cu orice. Gaming, până la urmă, devine o chestie așa de entertainment, de stau și eu 5 minute, mă joc, că mă joc pe telefon, că mă joc pe calculator, nu mai are importanță, dar deja știu ce aș putea face. Pot să mă joc 5 minute, am 5-10 minute, mă joc. De aceea, cumva, tendința, din punctul nostru de vedere, este clară. Iar noi, nu neapărat că ne propunem să o generăm. Cumva noi ne mulăm pe această cerere pentru că nu putem oferi clienților ceea ce ei de fapt nu caută. Ar fi contraproductiv, contraeficient și așa mai departe. Vedem cerințele și vedem că ele sunt tot mai mari. Și într-adevăr acolo ne ducem și noi. Am lansat acum, nu știu, un laptop de gaming, iarăși gaming-ul, că am tot vorbit de el. Gaming. Problema gamingului e că sunt prea groase dispozitivele, că sunt greoaie, că sunt știu ce. Clienții spun lucrul acesta. Bun, am venit acum cu un laptop care are 15 mm și cântărește 1 kg și vreo 300 grame. Laptop de gaming. Adică, dacă cerința este clară, acolo se manifestă, toată lumea vrea, până la urmă producătorii, cum suntem și noi și alții, până la urmă facem ceva și ajungem și în zona respectivă. Nu știați, dar să știți că această revoluție digitală a mai avut un episod interesant, ca un precursor. Atunci când au apărut locomotivele cu aburi, poate nu știți, o mulțime de oameni s-au eliberat de munca grea, de a merge pe drumuri cu căruța și ce s-a crezut că s-a dezvoltat? S-au dezvoltat artele. Oamenii au început să-și permite să meargă cu locomotiva să vadă un spectacol. Observați acum ce înseamnă automatizarea și robotizarea și accesul la tehnologie și la mediul online și modul în care artele s-au dus pe internet și vorbim despre creative arts.
Da, pot să arte, arte creative, dar folosind tehnologiile digitale. Pot să spun din postura de utilizator, de totul, cred că pentru mulți din domeniul acesta IT, totul a pornit ca o pasiune. Și ca un joc. Ați spus și, ca un joc, da? Și ca un joc, când ai în fața ta o putere de procesare atât de mare și știi, nu știu, îți dorești să-ți iei un produs cu cel mai tare procesor disponibil, este și mirajul acela, măi, dar ce aș putea face cu el până la urmă? Ok, l-am luat, m-am testat eu ceva, am gândit că mai pot face niște chestii. Și pentru un tânăr, să spun așa, cu acea tinerețe care te împinge spre a încerca multe lucruri, este o chestie fantastică. Să ai așa ceva la dispoziție, cum zicea și Cristi, într-un mediu în care chiar îți pune la dispoziție fie o conexiune de internet, fie un dispozitiv, tinerii au această inclinație. Dacă avem un dispozitiv puternic, ce aș mai putea face cu el? De aici cred că au plecat multe lucruri bune, de care azi ne bucurăm așa, by default, ca să spun tot în englezism. Adică le luăm ca și bunuri de-a gata, dar ele au pornit de la o pasiune, de la o încercare a cuiva care a avut în față un astfel de dispozitiv foarte puternic. Sau... Și dacă mai facem și o comparație cu ce însemna consumul de materiale și respectiv costurile pentru un pictor de acum 80 de ani, în comparație cu tânărul nostru creator de artă digitală, da, care da, da, este nebunit el însuși de lumini, de așa, pe care le șterge ușor cu o mișcare, da, de mouse, da, da, fără cheltuieli mari, da, unde ajungem? Ce spun asociațiile vis-a-vis de aceste schimbări? Noi am intuit încă de la început acest cuvânt, care în engleză este gaming, dar care la noi este joc. Și din cauza asta noi ne-am structurat toate programele în jur a trei cuvinte. Academia Tineri de Succes practică un sistem care e bazat pe joc, distracție, educație. Pentru că ai pomenit ceva mai devreme de mileniali. Și ei s-au trezit în mijlocul distracției. N-au știut ce e aia suferință, n-au știut ce e aia la om, la durere. Ei au fost tot timpul protejați într-un glob de sticlă, lasă copilul mamei, băiatul, fetița tatei și așa mai departe. Și ca urmare, ei învață doar dacă este prin joc. Lucrul ăsta s-ar transmis și la nivelul adulților, care tot prin joc. Și ceea ce noi am căutat să facem în zona life este să creăm această atractivitate prin distracția rezultată din joc. Că la un moment dat ne întrebau, mă, cum vin ăștia la voi, mă, la evenimente în timpul vacanței de vară pe căldurile astea, când noi avem diverse programe în care dăm și bani și nu vin. Dar pentru că este nivelul de atractivitate, pentru că dacă ei s-au născut cu jocurile, înseamnă că ăsta e formatul. Și atunci ceea ce căutăm acum în zona online și aici vrem să dezvoltăm mai mult sistemul este ca ceea ce am transformat Academia Tineri de Succes Live în online. Și am fost printre primii care am făcut această trecere imediată. Noi în aprilie am avut deja primele evenimente online în care am căutat toate sistemele tehnologice care să ne permită să accesăm această zonă. Deci cumva ați vectorizat învățământul către zona de meserie ale viitorului realmente. Exact. Și e un început, dar mai mult decât atât, ce am reușit prin asta, să ajungem în cât mai multe colțuri ale țării, pentru că altfel ne era foarte greu. Ei, dacă noi vom continua și ceea ce estimez eu este următorul lucru. Sistemul de învățământ la distanță se va dezvolta. Îmi pare rău pentru profesori, dar mulți își vor pierde joburile pentru că vor rămâne și vor preda doar cei care sunt foarte buni. Vor fi nevoie de mai puțini profesori și în felul ăsta ei vor învăța online așa cum se preia sistemul din Noua Zeelandă, din Australia, unde tot învățământul este la nivelul ăsta și au rezultate foarte bune. Deci ne vom adapta și aici. Problema se pune că tot gamingul va fi cel care va salva, cum ar veni, saltul rapid de la învățământ la educație. Pentru că dacă noi am probat lucrurile astea inclusiv în companiile cu care lucrăm, companiile cu care noi nu mai ținem training-uri, noi avem jocuri. Și în urma jocurilor își formează competențe de management, de leadership și de competențe profesionale pe care și le dezvoltă tehnic. Nu e nicio problemă. Astăzi n-am pomenit deloc de trecutul, background-ul, da? Trecutul educațional, cultural și bagajul pe care l-are invitatul nostru de la o poziție atât de înaltă cum e country manager la o firmă de top din IT.
Însă, ați învățat pe tehnologie veche, v-ați actualizat cu ea, ați ajuns la momentul de față în care educația STEM este un termen folosit, ne vom referi la el în emisiunea noastră viitoare, trebuie să cunoaștem ce înseamnă știință, tehnologie, inginerie și matematică, dar făcând asta în joacă, simțindu-ne bine alături de tehnologi, asociați, parteneri și de Canal 33, pe care vă rugăm să rămâneți în continuare. La revedere!